Well, am tot primit invitații din partea colegilor noștri și a spus, domne, dar tot pui videouri cu barmanul X, Y, Z și așa, și de ce nu pui și un video cu tine? Așa că your wish is my command și primul video, cel de Flair, dacă vă vine să credeți sau nu, este cu mine. Și dacă vă place asta, poate o să mai fac și unul despre cafea, dar v-am zis că nu prea este domeniul meu. De fapt, nici Flair-ul, dar la început am îmbrățișat foarte puternic această ramură și după câteva luni bune de antrenament zilnic, mi-au mai rămas niște reflexe și vreau să vă prezint o mișcare pe care eu am învățat-o undeva în două săptămâni mi-a luat mie, deși la prima vedere pare simplă. Uite, o să rugăm pe Moco să ne spună cam cât timp i-a luat lui. Mie mi-a luat două săptămâni când am făcut pentru prima oară cursul de Flair. Iar videoul despre cafea este făcut de colegul nostru din Brașov, de la Luther Brasserie, Dragoș Ciochină, care o să ne prezinte un cappuccino foarte, foarte frumos. Așadar, haideți să vedem ambele videouri. Ei bine, Moco, aștept un calificativ de la tine să-mi spui cum s-a părut mișcarea, pentru că tu cred că e singurul Flair Tender, sau dacă nu mă înșel aici, nu văd foarte bine cine este pe live. Cam atât s-a putut, atât a fost materialul, atât mi-am mai adus aminte. De fapt, mai am câteva scheme, dar pentru data viitoare. Și dacă voi aveți videouri interesante cu voi, auziți că lui Moco nu iese. Oh! Măcar am și un avantaj față de el. Dacă aveți voi mișcări de Flair sau videouri cu prepararea unui cappuccino sau latte, vă rog trimiteți să punem aici să avem cât mai mulți colegi din România care să fie prezentați la această rubrică.